fără scandal aici. Mamă, te-ai umplut de praf, pleacă de aici. Scutură-te, scutură-te. Hai, după mine. Bine ați venit la Stax TV, un nou episod, car review de mașină nouă, de data asta, Yaris GR. L-am așteptat, l-am rugat, am făcut plecăciuni și l-am primit. L-am primit, am văzut care-i treaba și am zis să vă povestim. De ce să vă povestim și de ce... Lasă scutul. Aici câinii sunt foarte pasionați, pentru că noi am filmat un episod aici și așa e când ești sărac, încerci să faci mai multe lucruri într-o zi și câinii sunt specialiști pe Dacia, dar... Eu sunt sigur că ei văd o tehnologie aici de curse și ar mai face bine să... Ți-am dat croissant ca să nu apari în cadru. Treci acolo. Dacă vrea cineva porumb, avem mesaj privat și negociem prețul. Da, deci să revenim la Yaris GR și am zis așa că este... E foarte important ca această mașină să apară la noi pentru că... S-a pus bine, nu? Ce facem? Am cer scuze că trebuie să întrerup programul meu și pe dumneavoastră în același timp, dar trebuie să vă anunț că există un site unde puteți verifica mașina înainte de achiziție. Foarte simplu, intrați pe Car Vertical, băgați acolo datele mașinii, pac, și site-ul vă spune dacă mașina a avut kilometri dați înapoi sau a avut accidente de care vânzătorul nu vă spune. Atât de simplu și pentru că am luat GoPro-ul, ne vedem cu un nou episod pe Stax. Nu că nu vreau să te sperii, vreau doar să-ți explic că noi aici încercăm să filmăm un episod cu un Yaris GR, o mașină făcută de domnul Toyota, pentru a fi omologată la verificare. Dar eu îi văd fața, știi? Fă-mi acolo, exact acolo. Hai, gata! Te rog eu, nu mai zâmbi! Ești irezistibilă! Du-te de aici! Da, bun. Și am zis că mașina trebuie să apară la noi pentru că este o mașină care a fost proiectată special pentru a omologa modelul de curse. De ce spun asta? Pentru că Yaris-ul normal, așa cum îl știți voi toți din oraș și de la diferite companii de livrări, nu există în trei uși. Sub nicio formă, este doar în cinci uși. Modificările exterioare ale mașinii sunt totale. Și când zic totale, mă refer la faptul că doar blocurile optice, ca să nu zic farurile, ca toți oamenii, doar blocurile optice, oglinzile și stopurile sau blocurile optice spate sunt comune cu Yaris-ul clasic. În rest, absolut nimic nu are legătură. Poate interiorul, dar hai, nu vorbim de interior acum. Capota este din aluminiu, ușile din aluminiu, plafonul din carbon, care cei de la Toyota au zis, e atât de scump să-l lăcuim încât punem o folie care imită carbonul peste un carbon care este făcut dintr-o tehnologie nouă. Nu vă mai are rost să ne pierdem în detalii. Important este că mașina asta există și că a fost produsă într-o vreme în care constructorii de mașini nu mai construiesc mașini pentru pasionați. Construiesc mașini după cifre. Asta se cere, hibrid, așa, cu specificațiile astea. Dacă ne iese aici nouă pe calcul tot ce trebuie, o producem. Dacă nu, nu mai producem mașini pentru pasionați sau mașini din astea super, nu știu, super tehnologizate sau super mecanizate. Pentru că, repet, domnul Toyota, care este un domn director cu o asociere de nume cu marca Toyota, nu știu cum s-a potrivit, s-a încăpățânat foarte tare, el fiind pilot de raliu, pilot de mașini de curse, s-a încăpățânat foarte tare să producă această mașină pentru a fi omologată în VRC, adică în campionatul mondial de raliuri, World Rally Car, unde știți că sunt diverse mărci care se bat acolo și au anumite specificații, printre care să produci o mașină de serie într-un număr de, ca mașina aceasta să poată fi omologată ca mașină de curse. S-a bătut cu toți cei de la Toyota care sunt destul de rigizi, pentru că asta e politica lor, japonezi, samurai, ninja și așa mai departe. Foarte bine că se întâmplă asta. Și a reușit să producă mașina asta. Problema a fost că în momentul în care mașina a fost produsă, vă dați seama cum a... Eu parcă îl și văd pe om cum a... A respirat așa ușurat și a zis, gata, se produce, știi? Și după ce s-a produs, cei de la VRC au zis,
stai așa că nu schimbăm mașinile. Acum mai așteptăm un an că e pandemie, că nu știu ce. Și uite așa au rămas cu această mașină al cărei preț se vinde, al cărei preț în România este de 36.000 de euro. Extraordinar, pentru că peste tot în lume mașina e 50.000. Problema e că nu mai putem să o comandăm din România în momentul de față, pentru că toată cota de piață a fost deja vândută și mă uitasem pe YouTube și am văzut un început de review, că n-am apucat să-l văd pe tot, al unui domn care povestea în felul următor și zice: știți cum mi-am luat eu Yaris GR? Eu mi-am luat Yaris GR că m-a sunat dealerul și mi-a zis: te interesează un Yaris GR? Că am, pot să-ți vând. Și eu i-am zis: stai că sunt în curte, mă duc și eu până în casă să beau un ceai, să mă gândesc și spun dacă o iau. Și dealerul i-a zis: dom'le, dacă știi, dacă tu te duci în casă să bei un ceai, eu trebuie să pun receptorul jos. Și în momentul în care pun receptorul jos și ridic, sun pe altcineva și ăla o să cumpere mașina și tu nu o să mai ai. Bine, o vreau. Deci, repet, la 36.000 mașina asta nu are rival. Are un motor de 1.6, da, știu, o să spuneți, o să avem discuții, dar nu mă interesează. Deci are un motor cu o capacitate cilindrică de 1600 cm în 3 pistoane, care dezvoltă undeva la 260 de cai putere, adică cel mai puternic motor cu capacitate cilindrică mică de la ora actuală. 260 de cai. Doar cei de la Koenigsegg au anunțat un motor cu capacitate cilindrică mai mică și putere mai mare, dar vorbim de un supercar, nu de o mașină care se fabrică în serie la peste 35.000 de unități, ce dezvoltă 260 de cai și undeva la 360 de Newton-metru de cuplu. Acum greutatea mașinii este la 1260 de kg și vine echipată doar cu tracțiune 4x4 sau integrală sau cum vreți voi să-i spuneți, care poate fi reglată dintr-un buton din interior, dar acolo o să vorbim cu totul și cu totul alte chestii. Mașina în România vine cu pachetul Performance, doar așa, nu se poate configura decât culoarea, adică roșu, negru sau alb. Atât de simplu, pentru că e Toyota și pentru că e Japonia. Mașina vine pregătită cu toate dotările, printre care și volan încălzit. Mie de acolo mi-a rămas capul, dar să ne întoarcem la partea frontală și n-am să vă spun eu că e agresivă, pentru că o să vedeți că e agresivă și n-am să vă spun eu că prizele astea de aer de aici duc la roți, că o să vedeți voi că o să le filmeze Marius, și n-am să vă spun că aici e un radiator și un intercooler, nu le filmez, nu? Bine, credeți-mă pe cuvânt că astea de aici au o gaură pe partea asta și răcesc discurile de frână, care sunt împrumutate chiar de la Iconical model, be careful că vorbesc în engleză, Supra. M-am murdărit un pic? Da? Be careful, be careful, ai grijă. Prostul nu mai face să râd, că e treabă serioasă aici. Bun, da, și vă spuneam că partea frontală este agresivă, farurile, designul, mie îmi place, n-am ce să zic. Și culmea, nu m-a plătit nimeni să fac asta și să zic că îmi place, chiar îmi place mașina. Foarte agresivă, foarte cool pentru stradă, pentru oamenii care sunt pasionați de condus, pasionați de mers pe macadam, de mers pe circuit, de mers pe drumuri din astea foarte strânse, pe cheia și așa mai departe, să simtă ei, să regleze diferențiale, tracțiune și așa mai departe. Trecând peste micile detalii, pot să vă spun că mașina este mai lată cu între 3 și 5 cm. Informațiile astea le-am găsit pe internet, nu știu să vă spun. Hai să zicem toți 4 cm mai lată decât un Yaris normal. Ce pot să vă spun este că este mai joasă cu 5 cm la plafon decât Yaris-ul de fabrică. Vine echipată standard cu roți de 18 inci. 18 inci la o mașină din clasa mică mi se pare foarte mult. 18 inci! Oamenii ăștia nu mă aud când zic. Mă pun să mă uit pe cauciuc, mă frate, fii atent ce-mi fac ăștia mie aici. Nici nu scrie, băi, scrie made in ceva. Made in tubeless. Cine-i tubeless ăsta? Uite, mă, 225, 40, 0, 18. Ca să terminăm toate discuțiile. Frânele cum? Garda la sol. Pă, cine interesează, mă, garda la sol? Nu ne interesează, mă, vorbiți, mă, prostii. Bun, deci frânele am zis că de la Supra. Avem jante de 18 echipate cu anvelope Michelin. 225, 40, 18 și pe față și pe spate toate patru anvelopele sunt la fel. Se vede aripa asta umflată în oglindă. Asta mi se pare cel mai sexy lucru când mergi cu mașina, să simți chestia asta, știi? Să vezi aripa, să vezi roata spate, sau să vezi buza, sau să vezi ceva în oglindă de la, nu știu, e tare rău. Îmi place mie. Vorba lui Traian, îmi place mie. O să vorbim și de partea din spate, dar nu sunt atât de multe lucruri interesante, cum că tipsurile sunt într-adevăr reale, culmea.
N-am deschis-o niciodată, nici nu m-am uitat. Ce-o fi acolo? Ce-o fi? Nici nu știu cum se deschide, fii atent. Testul capotei. Aha! Intuitiv. Am găsit aici. Clic-clac. Aha. Te rog, vino la mine. Au. Spărgeam parbrizul, ești nebun? Unde vine ăsta? Unde vine ăsta, mă, frate? Aha! Da, mă, e ok. Pentru că este de aluminiu capota, este foarte ușoară și atunci poți ține cu mâna capota, n-ai nevoie. Și acest suport chiar e, adică se mișcă în toate direcțiile. Aha! L-am găsit! Dar nu pot să-l pun acolo. Băi! Se rupe ăsta, mă, frate, de aici, ești nebun. Cum? Nu merge! Nu merge, mă, frate. I-am stricat asta aici. Să vezi ce ne ceartă Irinel. Ai stricat? Aha. O repar, mă. Cumva. Nu știu cum. Taie, taie. Bang! E prea multă jap... Ia, stai, mă. Da, și cum vă spuneam, motorul este de 1600 cm, 3 cilindri. I-aș pune filtru de sport să facă vututututu și supapă i-aș pune și evacuare i-aș pune și un soft stage 1 ca să am 300 de cai și mi-aș pune și stickere cu firma aia care livrează mâncare pe uși și mi-aș lua o albă și aș rupe toate mașinile din oraș. Asta aș face eu cu ea, sincer să fiu, dacă aș fi avut 20 de ani sau 30 sau 40. Bravo, poți să o închizi. Să iasă asistența din platou. Bun. Asta este partea de exterior. Mai aveam ceva de spus? Nu. Am prezentat tot. Sunt eu foarte rapid și voi n-ați fost atenți. Dacă aveți impresia că n-am zis de ceva, eu am zis. Voi dați înapoi și vedeți dacă am zis sau nu. Ce? Detalii, nu ne interesează. Mașina e de curse, nu avem treabă cu faruri, cu d-astea. Nu despre asta discutăm aici. Este o mașină iconic. Înțelegi? Care este... Adică gândiți-vă că noi acum... Suntem contemporani cu Lancia Delta Integrale HF, mașină construită pentru a așa, Ford Escort Cosworth, mașină construită special pentru a omologa niște mașini de competiție, sau Mitsubishi Lancer Evo 6, 7, 8, la fel, niște mașini construite special pentru mașina de curse. Deci, repet, mașina asta este o mașină construită special pentru oamenii care sunt pasionați de raliu. Oamenii ăia nu o să vină să zică de stropitorii de parbriz sau de... Nu. Pe noi ne interesează... Ce? S-o întorc eu? S-o întorc eu cu spatele? Ah, ok. Bine, hai. Vorbeam de partea din spate, care este super ultra compactă, cu o lunetă. Așa, doar să... Probabil că nu te lăsa să produci o mașină fără lunetă. Avem acest eleron, care sunt fel convins că ajută la downforce pe partea din spate. Avem acest difuzor negru, care este frumos și elegant. Avem aceste tipsuri de la tobe, care sunt reale, pentru că nu sunt încastrate într-un spoiler de plastic și e normal să fie așa. Sunetul vă las pe voi să decideți. O să punem un microfon și o să accelerăm să vedeți cum se aude mașina în mers. Partea de portbagaj destul de încăpătoare pentru o mașină din clasa mică. Cam asta e. Avem și aici această ceva. Se închide bine, îmi place. Da. Lată, frumos, sexy. E sexy și din spate, n-am ce să zic. GR4, zic că e 4x4. Ți-am zis că are diferențiale și de alea nu ți-am zis, nu? Torsen. Dar nici nu are importanță că vorbim când o conducem. Rev match, așa vorbim la interior. Ăsta este exteriorul, este absolut superb. Eu v-aș recomanda să veniți la mine să vă lăcuiesc plafonul ca să se vadă carbonul cum trebuie. Nu e panică. Dacă vă luați mașina asta, vă fac eu super preț. Doar așa, că îmi place modelul. Ce să, mergem să conducem, nu? Asta vrei să zici. Mergem să conducem, haide.
Hai să începem cu partea de interior, să vorbim repede despre materialele folosite în interior, că nu interesează pe nimeni. Repet, în interior este un Yaris care este inscripționat cu Gazoo Racing, adică GR, peste tot pe volan. Avem aici stickerul cu VRC, stickerul ăsta care e the money shot, știi? Pe butonul start-stop al motorului iarăși avem inscripționat GR. Da, îmi cer scuze, mie sunt pe un drum de țară și îmi trec idei, știi? Mă gândeam, zic, mamă, zic asta când tragi frâna de mână, decuplează puterea transmisă sau cuplu transmis către puntea motoare spate și îți blochează roțile spate instant, nu mai trebuie să-ți calci tu. Deșteaptă treaba, adică deșteaptă treaba pentru că mașina asta este gândită pentru competiție, așa cum spuneam. Și mă gândeam, zic, cum ar fi să mă apuc acum prin sat pe aici să o iau la probe speciale, știi? Dar nu o să fac asta pentru că am promis că suntem oameni cu minți și nu facem lucruri de genul ăsta decât pe un circuit special amenajat. Am fi mers la Autocross Arena, dar nu ne permite timpul. Așa că suntem aici și încercăm să le combinăm pe toate. Să vă arătăm și mașini modificate, să vă arătăm și mașini noi, construite din pasiunea unor oameni care s-au încăpățânat să producă mașina asta. Îmi place că mașina asta, în momentul în care o pornești, îți spune, te avertizează, te notifică pe computerul de bord să încerci să eviți accelerările excesive, pentru că motorul este rece. Chiar dacă nivelul lichidului de răcire al mașinii este la jumătate și putea să spunem că, dom'le, mașina s-a încălzit, uleiul nu a ajuns la temperatura care trebuie și atunci avem acel mesaj pe bord pe care eu îl apreciez din suflet că există și că oamenii se gândesc la detalii de genul ăsta. Avem scaunele sport cu piele întoarsă și piele normală, care au o susținere laterală foarte bună, sunt foarte confortabile. Mașina asta este o mașină din clasa mică, este suficient de rigidă ca să fie o mașină sport, dar cred că scaunele fac magia asta, pentru că noi am mers cu ea la drum, ca să zic așa, deci am mers undeva la 100 de km în afara orașului. Îi plac virajele, îi plac drumurile strânse, drumurile virajate, în urcare, în coborâre, frânele, se descurcă senzațional. Accelerația răspunde după 4000 de ture și atenție, roșu începe la 7000. Fantastic! Cutia de viteze în 6 trepte înainte este foarte bine etajată și face și rev match prin acest buton IMT. Ceea ce mi se pare superb, adică pe lângă faptul că pedalele sunt un pic mai depărtate, frâna față de ambreiaj și accelerația față de frână, și sunt niște poziții mai ciudate acolo unde oamenii spun că rev match-ul nu este punctul forte al mașinii, că trebuia să fie pedalele mai apropiate, dar avem acest buton și mașina ne ajută de fiecare dată când avem nevoie să potrivim turația cu cutia de viteze. Și face acest rev match, avem acest buton fantastic care în modul normal, adică push normal, să ajungem la normalitate, avem nevoie să apăsăm pe acest buton. Mașina distribuie puterea către punți cu un raport de 60% pe față și 30% pe... Așa spălătorie de tiruri aici? Am ajuns în altă lume. Da, și 60% pe față, lane assist-ul simte nevoia să mă corecteze de fiecare dată, 60% pe față, 40% spate. Așa merge mașina asta în mod normal. Dacă mut aici și dau pe sport, automat mașina mea va face o distribuție a puterii între punți de 70% pe spate. Pe spate, atenție, 70% și doar 30% pe față. Dacă totuși merg la circuit și vreau să fiu rău și să fac performanță, merg pe varianta de track și atunci mașina mea merge cu 50% față, 50% spate. Pentru ca mașina să aibă un comportament cât mai neutru și să fie cât mai plăcută la condusul rapid și în forță. Lucru nou.
aflu odată cu voi că VSC este oprit și pre-collision brake system nu mai este disponibil pentru noi. Avem aceste miliarde de butoane. Dar lasă-mă că merg cu 60 la oră, de-abia m-am atins de dunga aia, n-am făcut nimic. Avem acest volan care este plin de butoane și nu o să vorbim despre el pentru că sunt ferm convins că fanii mărcii Toyota cunosc toate aceste lucruri și cei care au intrat să vadă această mașină au intrat să vadă cum se aude, au intrat să vadă cum merge și să le mai spun eu câteva lucruri pe care ei nu le știau. Cum v-am spus, domnul Toyota a vrut să dezvolte această mașină pentru că este pasionat de condus, este pilot de curse și a dezvoltat mașina asta pentru ca Toyota să participe în campionatul mondial de raliuri. Problema a fost că în momentul în care această mașină a ieșit pe piață, după ce omul s-a luptat din tot sufletul lui cu, îți dai seama, toți oamenii care erau împotriva producerii mașinii ăsteia, în perioada asta, pe timpurile astea și cu clienții de genul ăsta, s-a luptat, a reușit, a produs mașina și după aia mașina n-a mai intrat în varianta de curse pentru că cei de la VRC au spus, dom'le, mai așteptăm un pic că a venit pandemia, nu schimbăm încă modelele și tipurile de mașini, mai rămânem cu astea vechi un pic și mai așteptați, că de la anul. Acum problema e că de la anul ăsta s-a transformat în de la anul, mașina asta ar trebui să fie dotată și cu un motor electric, ca să fie hibridă, că am înțeles că cei de la VRC vor schimba puțin strategia și vor avea niște mașini hibride. Bună. Chiar dacă, repet, mașina are 1260 de kg, sunetul este frumos, dar trebuie să o spun că acest sunet nu este 100% real, este un sunet care este amplificat prin boxele mașinii, lucru care pe mine personal nu mă deranjează absolut deloc, absolut deloc. Fii atent a treia cu rev mece. După 4.000 ne mișcăm. V-am spus, o mașină rigidă, dar nu deranjantă, o mașină precisă, o mașină care merge acolo unde îi spui. N-am testat-o pe drumuri virajate, n-am testat-o în condiții de cursă, pentru că nici nu suntem piloți, Doamne ferește, și nici nu avem circuitul. Am testat-o pe drumuri de țară, cum a testat-o toată lumea, și eu sunt foarte mulțumit de feeling-ul pe care mașina asta îl oferă. Foarte mulți oameni s-au văzut că se plâng de faptul că acest scaun este montat un pic cam sus. Mie nu mi se pare și cu toate astea am 1,80 m. Dar na, vine din preferințele fiecăruia. Mulți au spus, domne, eu nu văd de oglindă, domne, că e oglinda asta aici și cu sistemul ăsta de infotainment și nu mai am loc și eu fac oglinda așa, auzi tu? Ce au zis oamenii, întorc oglinda așa că nu văd. Într-adevăr, nu pot să spun că, domne, am cea mai mare vedere periferică, și dar nici nu m-a deranjat oglinda asta până acum, să zic, n-am loc, nu știu ce, nu știu cum. Așa, dacă suntem cârcotași, sunt ferm convins că găsim multe defecte de interior sau de plastic sau de mânere, că domne, nu-mi place mânerul ăsta, nu mi se pare că e ok aici și așa, dar nu pentru asta a fost construită mașina asta. Da? Deci haideți să ne limităm pretențiile la ce cumpărăm și noi cumpărăm ceva ce știm că este produs pentru a fi utilizat într-un anume fel. Mașina asta este produsă pentru a fi utilizată pe drumuri de macadam, pe circuite, să-ți livreze distracție și să-ți pună zâmbetul pe buze. Nici de cum să vorbim de consumul de 10-9 afară și să zicem, aoleu, e cam mult, mașina asta nu trebuie să meargă afară. Mașina asta trebuie să meargă afară doar când merge la circuit și se întoarce de la circuit.
Mașina asta nu e daily driver. Mașina asta nu e să faci, nu știu, mulți kilometri cu ea, distanțe și așa. Nu, este o mașină de distracție. Este o mașină care este dedicată oamenilor pasionați de condus. Este dedicată oamenilor pasionați de mașini de colecție, de mașini de curse, de mașini de rally, de mașini care în timp vor deveni niște mașini emblematice, ca să nu zic iconice. Da, îmi place. Putem să mai avem mașini de-astea în test și să mai mergem pe drumuri de-astea, că eu pot să fac asta every day.